Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la Dincolo de Sport. Luna noiembrie se încheie cu un eveniment important. Pe Cluj Arena se va da finala Cupei României la rugby între campioana Știința Baia Mare și vicecampioana RCM Timișoara. Așadar, duminică 30 noiembrie de la ora 18:30 vă dau întâlnire la un regal rugbistic. Cei care nu sunt în Cluj pot urmări meciul în direct și în exclusivitate la TVR2. În ediția de astăzi a poveștilor, colegul meu Pilu va propune o întâlnire cu proiectul HCM Baia Mare. Echipa feminină de handbal s-a calificat, dar nu fără emoții, în faza superioară a Ligii Campionilor. Toată această poveste, însă puțin mai târziu, până una alta. Demostene Șofron, jurnalist și scriitor, se află alături de mine. Demostene, am spus jurnalist și scriitor, deși știu că mi-ai spus înainte de emisiune să nu spun și scriitor. De ce am spus scriitor? Pentru că săptămâna trecută ne-ai bucurat istoria sportivă, ca să spun așa, cu o carte, da? Cu Cluj 65, tradiție și performanță. Am să o arăt și la cameră, poate să o mai revadă telespectatorii clujeni, în cazul în care vor să afle mai multe despre statistica echipei de rugby Universitatea Cluj, despre cele mai importante victorii. Este practic ediția a doua. Prima am scos-o în 2000 ca lucrare de diplomă la absolvirea Facultății de Sport cu specializarea rugby. Au fost întâmplători sau nu, au fost și un moment fericit și atunci, au fost 50 de ani de Universitatea Cluj la rugby. Era practic și atunci, ca și acum, singura secție a Universității Cluj, care avea singura disciplină și secție din cadrul Universității Cluj, care avea istoria adusă la zi. Practic, din 2000 până în 2014 nu am avut decât să o împlinesc, să o rotunjesc, să o aduc la zi, să o îmbunătățesc, să aduc niște capitole noi și practic să reușesc să dau rugbiștilor, lumii sportive în general, o nouă istorie, altfel cu un alt titlu, dar practic o enciclopedie a rugby-ului Universitatea Cluj. Da, 65 am fost la lansarea cărții. Și, sincer, m-am bucurat să văd atâția foști sportivi acolo, foști rugbiști. Nu mă așteptam să vină atâta lume. Din perioada 1949-1950, din perioada primei echipe, dacă rețin, mai sunt 7 rugbiști în viață. Bineînțeles că sunt în jurul lui 80-85 de ani, chiar peste 85 de ani, se deplasează mai greu, dar ei există, mulți și-ar fi dorit să fie prezenți, dar am înțeles și problemele. Sunt convinsă că au fost prezenți, pentru că, știi tu, la rugby sunt oameni diferiți față de fotbal. Da, e altă energie, o altă forță în ei și o altă voință, practic. Sunt altfel clădiți, nu știu. O motivație în plus există întotdeauna. Sunt mai puternici. Sunt mai sufletiști. Da, și sunt, hai să fim cinstiți, cred eu, gentlemani, realmente. Se respectă între ei, cu toate animozitățile de pe terenul de sport. După meci există acel spirit de fair play, de prietenie, care prea puțin există absolut în alte sporturi. Absolut, nenumărate meciuri am văzut în care poate s-au bătut în timpul meciului, da, și la sfârșit au ieșit împreună și mâna. Viața a mers înainte, au rămas prieteni, sunt și acum, deci este normal. Demostene, ce înseamnă această carte pentru tine? Munca. Muncă, pasiune, o intrare aproape săptămânală în două biblioteci emblematice ale Clujului, Biblioteca Academiei și BCU. Că mă gândesc că ore de consemnare, fișe, plicuri foarte multe. Nu, practic pot spune că un singur lucru mă nemulțumește. Între 1985 până prin 1992, chiar și publicațiile din București au acordat foarte, foarte puțină atenție rugby-ului și echipele nu mai au, chiar și ziarele locale, echipele nu mai apăreau integral în ziar. Din cauza asta s-au pierdut nume. Sau și eu îmi cer, chiar mi-am făcut mea culpa că nu am reușit pentru ani buni să găsesc lotul întreg al universității. Au fost oameni care au jucat 2 ani, au jucat 1 an și ei trebuiau să se regăsească aici. Este foarte greu să rescrii și să refaci istoria unui club din materiale lipsă sau din materiale fragmentare.
Dar nu am abandonat, ce am găsit am adunat și cu toate, să zic, chiar lipsurile semnalate, cartea se apropie în proporție de peste 95% de adevărata istorie de 65 de ani. Materialul în schimb este imens. Am un dosar de rugby de peste 400 de pagini, 300 de fișe numai separate, deci asta spune ceva. Și am să-ți ofer și ocazia să-mi spui cine te-a sprijinit în acest proiect, da, pentru a fost, că e destul de greu. A fost discuțiile... Și să și tipărești din bănuții tăi în ziua de astăzi. A fost discuțiile pornite pe axa Bogdan Cantor, Lorin Cantor, antrenor, manager, frații Cantor, pe care îi cunosc de fapt, când... Lorin și-a dat demisia, nu mai e manager. Lorin este la București, am înțeles, dar când am pornit discuția, era managerul echipei anul trecut. Discuțiile au continuat, au urmat discuțiile cu domnul Sorin Popa, președintele UBSC-ului, și încet, încet, grație lor, am reușit și băieților, am reușit să și întregi echipe UBSC, care îi mulțumesc pe această cale, am reușit să edităm această carte, care față de prima ediție este într-adevăr etalon. Eu m-aș bucura, de exemplu, dacă, și spuneam și în, la lansare, dacă toate secțiile și toate disciplinele Universității Cluj, Clubului Sportiv Universitatea Cluj, și-ar găsi împlinirea și reliefarea în cărți. Să nu uităm că ne apropiem de 100 de ani. 5 ani vor trece foarte repede. Să nu uităm că în momentul de față doar rugby-ul are istoria la zi, atletismul s-a oprit la anul 80, acolo profesorul Monea și cu Ursul Palade au dus până au putut istoria atletismului, dar nu este finalizată. La fotbal, regretatul profesor și coleg de al nostru, cercetător și istoric Gheorghe Bodea, a dus universitatea până în ultima clipă, dar tot fotbalul trebuie readus la zi. Este și obligația lor pentru că au pornit cu universitatea. Și eu zic că până în 2019, toamna, Universitatea Cluj trebuie să aibă cel puțin 10-15 cărți care să reliefeze și să cuprindă toată istoria clubului. Mă gândesc și am spus asta, am subliniat faptul că putem, se poate depăși faza almanac. Știu de la lansarea din 90, la 90 de ani, Ovidiu Vasu a avut multe necazuri din partea multor nemulțumiți. Pentru că tot timpul într-un almanac, almanacul e o sinteză a sintezei. Risc să scape oameni, risc să scape evenimente, risc să scape foarte multe lucruri care multora li se par obligatorii să apară. Și atunci o carte de sinteză, un 150 de pagini, 100 de pagini chiar, fac mai mult decât un almanac. Iată de ce plădesc și chiar am spus și sper să găsesc colegi de presă dornici să scrie, să intre în biblioteci și să scrie istoria, să-și asume responsabilitatea unei secții. Eu, de exemplu, sper anul viitor să reușesc handbalul băieți sau și handbalul fete, că văd că discuția avansează. Volei oricum este într-o fază foarte avansată, deci volei Universitatea Cluj, băieți și fete, merge înainte și merge bine. Am zis, dacă voi scoate măcar o secție anul viitor, handbal sau volei, nu contează, ce important e să iasă. Ei, și revenind la prezent, am spus că urmează un meci important pentru acest oraș. Finala Cupei României între campioana Baia Mare și vicecampioana Timișoara. Când a fost dat în folosință Cluj Arena, multă lume privea în viitor ce vom vedea pe Cluj Arena. Era clar că vom fi martorii multor concerte. Și într-adevăr, nu sunt multe, dar sunt și concerte. Pe undeva e normal. E normal. Că acolo să... e locul cel mai bun absolut, pentru un concert. Trebuie să câștige și acești stadioni niște bănuți exact, ca să trebuie amortizate niște cheltuieli. Exact. Pe urmă ne-am gândit că va fi fotbal, dar din păcate publicul nu percutează, nu sunt nici rezultate. Și
Numărul mare de locuri al stadionului, zic eu, nu va fi ocupat poate decât dacă ar fi o finală de cupă europeană intercluburi sau o finală europeană la nivel de naționale, altfel Cluj Arena nu se va umple niciodată. Avem asta totuși o finală de rugby, de ce A apărut rugby-ul, care a debutat, întâi a început Universitatea Cluj, pe urmă a debutat anul acesta, știm bine, în martie au debutat partidele din Cupa Europeană a Națiunilor, din CEN, au venit la Cluj în ordine Portugalia și Spania, dar îți lasă așa un gust amar când vezi într-un stadion mare, imens, care totuși prezintă garanțiile locuri unui goale. Stadion european, locuri goale. Adică tribune goale, nu tribune, locuri goale, că nu sunt 10-15. Să zicem locuri neocupate. Deci este trist să vezi 4.000 de oameni, sunt mulți altfel, dar sunt puține în raport cu capacitatea stadionului. Și asta te doare. Totuși, de bine de rău, uite, conducătorii Federației Române de Rugby au ales Clujul pentru să fie într-un ceas bun și să vină tot mai des la Cluj. Asta este dorința tuturor. Deci, e adevărat că finala ajută ambele echipe. RCM-ul Timișoara nu este chiar rănită și nu este chiar departe de Cluj. Baia Mare, un pic mai aproape. E normal să aduci două echipe în Ardeal, unde și pentru spectator va fi mai ușor să vină. Eu anticipez totuși 10.000 de oameni. La telefon se află Alexandru Roman, colegul meu de la TVR1 și comentatorul acestei partide. Bună seara, Alexandru! Bună seara, domnilor și domnilor! Bună seara, Miruna! Bună seara și invitatului tău! Alex, uite, discutam despre finala Cupei României care va avea loc la Cluj. Putem vorbi despre o favorită înainte de această partidă? Este un meci al orgoliilor, așa cum știm cu toții. Da, cu siguranță disputele dintre Baia Mare și Timișoara au fost unele dintre cele mai interesante. Însă să spunem că este o ediție aniversară din două puncte de vedere. 65 de ani de rugby la Cluj și este al 100-lea an de la startul campionatului și al cupei, deși s-au disputat doar 68 de ediții. Așa cum spuneai, Miru, cu siguranță se anunță o partidă destul de încrâncenată. Nu putem spune încă de la început că o echipă se poate desprinde. Sunt două stiluri de joc excelente. Baia Mare, o echipă foarte puternică, cu un mol de margine excelent, însă să nu uităm și de jucătorii Timișoarei, care practică un joc extrem de plăcut ochiului pe trei sferturi. Alexandru, va fi un meci internațional până la urmă, dacă stăm să calculăm câți străini sunt și într-o echipă și într-o echipă și într-alta? Cu siguranță și asta nu va face decât să aducă un plus de valoare jocului. Se va împleti, dacă putem să spunem așa, stilul românesc, cel de înaintare, cu fantezia jucătorilor de trei sferturi. Să ne așteptăm la puncte mai puține marcate, fiind așa un derby strâns, fiind o finală până la urmă? Da, cu siguranță va fi cel puțin, cred eu, o primă repriză care nu va plăcea foarte mult, pentru că va fi un joc de tatonare, însă cu siguranță din repriza a doua depinde care echipă va mai ceda fizic, vor apărea și breșele pentru ESU. Până la urmă, crezi că oarecum Timișoara va fi mai motivată, având în vedere ce s-a întâmplat în play-off, la finalul Superligii, atunci când au pierdut acel meci? Da, cu siguranță se va simți o foame a Timișoarei de trofeu, mai ales după acele evenimente. Au trecut acele evenimente, iar timișorenii sunt setați, dacă putem să spunem așa, pentru un trofeu. De partea cealaltă și Baia Mare, să nu uităm, campioana în exercițiu va încerca mult de tot să atingă eventul și să nu uităm că totuși din 2011, de la cea finală din Alba Iulia, atunci când Timișoara învingea pe Baia Mare. Exact, și de atunci a început acea ascensiune a timișorenilor. Da, Alexandru, îți mulțumesc foarte mult și așteptăm să vedem și un meci foarte frumos în direct la TVR2, duminică de la ora 18:30, așa cum am anunțat. Demostene, va fi un meci pe viață și pe moarte, sunt convinsă. Timișoara vrea neapărat cupa, Baia Mare la da, fel. Da, sunt orgolii la mijloc și spuneam și tu, spunea și interlocutorul nostru, domnul colegul Roman,
de momentul neplăcut, de la finalul, de fapt din semifinalele Superligii, când înaintea partidei cu Farul, 6 jucători ai Timișoarei nu mai aveau vizele medicale în legitimații, deși sâmbătă disputaseră meciul de campionat. Și s-a lăsat cu scandal. Etapă. Adică ciudat este și altceva. Până în prezent atunci nu mai avem nimic, nu mai știm nimic. Cine-s vinovații? S-a lăsat o tăcere, a zice eu, chiar suspect asupra cazului. Și abia aștept să sosească timișorenii să-i întrebăm, să vedem totuși cine-i de vină. Și știi că au fost acolo și acele speculații la un moment dat, cum că, vezi, domne, Timișoara nu și-ar fi lăsat boicot, jucătorii la, la echipa Lupii Bucureștiului și de aceea... Și din cauza federației ar fi intervenit, ar fi fost un boicot exact intern prin federație, e lucru greu de dovedit, doar presupuneri, șușanele, bârfe, să zic, nu merită să ne axăm pe ele. Trist este ce se întâmplă, pentru că finalul acesta de campionat a fost foarte ciudat, dacă urmărești. În septembrie au fost cele 6 legitimații la Timișoara. În octombrie am avut ecusoanele din handbalul feminin la partida CSM București, HCM Baia Mare. Exact. Ca în noiembrie să Universitatea Cluj să-și uite legitimațiile acasă înaintea unei partide ce-o putea câștiga la Piatra Neamț volei feminin în divizia 1. Iată, sunt lucruri foarte ciudate. Sportul românesc îmbracă niște haine foarte dubioase și nu știi ce se ascunde sub fiecare mantou, să zic așa. Dar este trist că se întâmplă. Ei, să revenim. Timișoara, într-adevăr, vine cu dorința de a demonstra că este campioana de drept a campionatului. Sunt două stiluri diferite, cum spunea și Roman, într-adevăr. Forță la Baia Mare, multă inventivitate și foarte multă viteză, o așezare tactică și un joc, un desen tactic mult mai bun la Timișoara. Timișoara are jucători explozivi, are jucători de fantezie, de deschidere. Este jocul, de fapt, care și duce la victorii. Să nu uităm că nu întotdeauna avea forță în grămadă garantează victoria. Și totuși, care dintre echipe are o forță în grămadă? În momentul de față, a zice, forța în grămadă zilele de astăzi, mi se pare este că forța în grămadă este decisivă. Poate fi, dar sau uite-te, sunt multe echipe care pierd pe forța. Și Universitatea Cluj față de alte echipe avea cel puțin 60 către 100 de kilograme în plus în forța grămezii și pierdea partidele la scor pentru că fantezia face mai mult decât forța. Eu cred că, din punctul ăsta de vedere, cunoscând echipele și mai ales motivația asta a timișorenilor, pigmentată și de faptul că încă nu știm ce s-a întâmplat, anticipez totuși o victorie timișoreană. Dincolo victorie de, timișoreană. Da, sunt mult mai, au și mult mai mulți jucători străini, sunt mult mai mulți oameni din emisfera sudică în echipă, oameni pentru care balonul este ceea ce era pentru Pele, la picior. Deci oameni de dribling, de fente, le-am urmărit jocurile, noroc că se transmit deja toate. Și într-adevăr, eu zic că în momentul de față, Timișoara este superioară maramureșenilor. Baia Mare, totuși, o echipă care în sezonul regulat echipa mai n-a registrat nicio înfrângere. Nu e o garanție, pentru că știm foarte bine. Niciun meci nu seamănă unul cu altul. Uite, Universitatea Cluj a început slab prost campionatul și l-a terminat o fanfar pe locul 5, unde nu mai aștepta nimeni. Deci a fost exact cireașa de pe frișca finalului de campionat, dar a fost una bună, câștigătoare pentru noi și asta e un lucru extraordinar. Va fi o finală totuși echilibrată. Să fie dar... din nou cu scântei, cu legitimații, cu vize medicale? Nu, eu am spus așa, toate scânteile nu ies atât din cauza jucătorilor cât din arbitrajului. Dacă va fi un om care va ține jocul în mână și îl va ține cu fermitate, cum se întâmplă în toate cupele europene și mondiale, nu se va întâmpla nimic. Se vor mai împinge, dar nu va degenera într-un box dezordonat. Dacă nu, s-ar putea să avem și reprize. Dar ei se liniștesc repede. Tocmai ce discutam cu Alexandru Roman, cred că va fi un meci în care nu se vor înscrie foarte multe puncte, fiind așa strâns.
Adică nu cred că vom vedea un scor gen 70 la, nu știu, 50 sau... 70 nu, dar ne putem aștepta și la un 20-19, un 25-20, un 30-25. Totul depinde de, hai să zicem, depinde de starea de moment a jucătorului când intră pe teren. De acolo pornește totul. Dacă este un om liniștit, calm, are motivația lui sau intră pur și simplu numai să intre. Sau vor fi cu gândul la vacanță, pentru că știm cu toții, se este încheie și ciudat. Sezonul. E 30 noiembrie, mă scuz. Și da, e undeva la mijlocul lunii decembrie. Depinde și ce vreme va fi acasă. Duminică. Este și la ora 18. Frumos ai o meci nocturnă. E ceva ce te apropie de străinătate, dar să nu uităm că noi nu avem căldura de dincolo. Nu-i tot una să joci la 25 de grade. Sau la minus 5 grade. Sau la minus 5 grade la oră. S-ar putea să fie o duminică ploioasă, s-ar putea să fie chiar o duminică cu lapoviță, cu ninsoare chiar. Deci nu mai nu exclus nimica. E tot un calcul și altfel se desfășoară jocul. Dar sistemul acesta nou implementat al Cupei României ți-a plăcut? Adică important, au început, da, ce se întâmplă? S-a început pe faze, pe important urmă... e că intră în joc și echipele din eșalonul 2, care altfel au meciuri puține, au un tur și un retur, mai au un play-off de-a lor, un play-out și se cam termină eșalonul 2. Adică, personal mi s-a părut ciudat ca Universitatea Cluj să fie repartizată în grupa Moldovei. Grupa Moldovei. N-a fost cine să meargă, n-a fost altă echipă și atunci au preferat să... Deplasări pună... lungi, bine, n-au da. Fost probleme. Iași, și Suceava. Și Suceava, da. E neplăcut să mergi și până la Iași. Am umblat cu ei mult, 9 ani de zile cât te-am însoțit în peregrinările diviziei Iași ale Cupei. Sau chiar la Bârlad. Nu, deplasări ușoare. Dar din fiecare deplasare înveți câte ceva. Da, a fost ciudată plasarea în Moldova, în grupa Moldovei. Am și scris despre asta la timpul respectiv. Dar pe mine, în momentul de față, de câțiva ani buni încoace, nu mă mai miră nimic. Spectatori? Câți am spus, da. Deci, să vadă la Cluj au mai fost finale de Cupa României. Au fost și finale naționale. În Hațeganu. Au fost și finale de Superliga la Cluj. Chiar cu echipa Băi Măreană. Deci Baia Mare își va aduce, vor fi cel puțin 3-4 autocare, asta ar însemna un 200 până în 300 de spectatori, sigur aduce Baia Mare. Și de la Timișoara, vor mai veni duminică, timișoreni, totuși... să zic, am tot vreo, undeva până în 1500 de oameni. Deci cam ce adună și fotbalul universității, dacă mai adună 1500 de oameni. E trist la așa stadion. Da, la un stadion de 30 și de și finală. Locuri. Eu am fost, de exemplu, în 2007 la o finală pe coasta de sud-est a Franței, finală între departamente, junior mar, under 21, și într-un stadion un pic mai mic decât al CFR-ului, erau peste 12.000 de spectatori și au pus panouri în jurul stadionului ca cei care n-au intrat să vadă partida. Și asta spune totul. Partida arbitrată de Brigada Internațională, televizată național pe primul post, pe două posturi, unul de sport și unul de general și unul național, și a fost o sărbătoare a sportului cum rar am crezut că pot să văd. În încheiere, demonstrene, dacă ai fi fost conducător al federației, ai fi ales un arbitru străin sau o brigadă de arbitri străini? Nu, pentru că de când se televizează meciurile, o idee extraordinară, am vorbit de multe ori cu Emil Părțoc despre acest lucru și mă bucur că până la urmă s-a întâmplat. Cistit să fiu arbitri, arbitrii și... români de rugby nu-și mai dau un petec. Deci, în sfârșit, i-am văzut arbitrând corect, pentru că îi vede o țară întreagă și nimeni nu riscă. Demostene, noi ne vedem duminică pe Cluj Arena, așa ne vedem cum ne-am pe Cluj Arena. Pilu și Poveste au ajuns la antrenamentul oficial al echipei HCM Baia Mare. De fapt, cu o zi înaintea meciului cu franțuzoice de la Metz, s-a întâlnit cu Liviu Bala, directorul executiv al HCM-ului. Au vorbit vrute și nevrute. 30 de minute, vizionare plăcută. Până data viitoare, eu vă doresc numai bine! La bună întâlnire, dragilor și dragilor! E ora? Da, e fix. V-ați întâlnit cu poveștile lui Pilu. Da, Pilu, plin de cupe, sunt un campion. Povestea
și ea e campioană. Am fugit de la Cluj, am venit la Baia Mare să văd fetele la antrenamentul oficial înaintea meciului cu Metz. Din păcate, nu vă ofer meciul, ci o poveste. Dumneavoastră știți care este rezultatul. Dar mai multe aflăm în proiectul HCM Baia Mare. Ce înseamnă? Final Four? Liga Campionilor? Nu știu. De aceea am venit acasă și pot să spun acasă, la... Aia, nu nici chiar așa. Mai jos. La Liviu Bala, directorul executiv al clubului HCM Baia Mare. La bună întâlnire! Bine ați venit! Cu poveștile lui Pilu! Bine ați venit! N-ați spus rău acasă, pentru că mai mult de 14 ore pe zi ne le petrecem aici, la club, la sală, la sediu, cu treburi, așa că, până la urmă, acasă este termenul corect. 14 ore acasă, club, 8 ore somn, matematica mea îmi spune ceva, că 2 ore sunteți liber. Pentru familie. Pentru familie. În cel mai fericit caz. 2 ore. 2 ore în cel mai fericit caz. De multe ori zile lipsă, bagajele la ușă, du-te, vino, un neseser gata pregătit, îl arunci în geantă, ai plecat. Pentru că până la urmă asta este sportul. Și comunicați asta prin Skype acasă. Comunic prin telefon, într-adevăr, foarte mult, însă rar avem timp să stăm nici în weekenduri. Multă lume preferă. Dacă nu e Liga Campionilor, e campionat. Exact. Dacă nu e campionat, e Cupa României. Sau... Deci asta este meseria noastră, a celor care lucrăm pe lângă echipă. Ceea ce fetele fac noastră vedeți pe teren, ceea ce noi facem, nu aveți unde vedea. Hai, aflăm astăzi. Aflăm astăzi. Da. Domnule director, începem cu începutul. Aici aproape. Și iau o declarație de dumneavoastră. Trebuie să obținem o victorie fără drept de apel la Metz. Și acum eu vă provoc între trebuie, dar nu luat ca o chestie de scuză, și 10 goluri diferență. Declarația mea a fost ceva de genul ăsta. Într-adevăr, trebuie să obținem o victorie fără drept de apel. Corect, iar continuarea declarației a fost dacă jucăm 60-70% din capacitate, nu avem nicio problemă la Metz și vom câștiga cu 6-7 goluri. Asta a fost declarația mea completă. Completă. Din păcate, noi am jucat 10-20% din capacitate și am pierdut la 10 goluri. Este o enigmă pentru mine. De aceea și vreau să între trebuie. Ce s-a întâmplat la Metz? Nu, și să aflăm și o echipă cum lucrează. Spectatorii noștri și ai noștri, acum pot să spun, da, știu rezultatul partidei cu Metz. Și câte puncte avem în grupă. Câte puncte avem în grupă și ce s-a întâmplat. A fost o conjunctură, a fost o... Nici nu știu cum să zic. Mai mulți factori care au dus la acest succes. Haideți să zâmbim puțin. E un dezavantaj a echipelor ce joacă împotriva celor de la Metz, că nu joacă în short și joacă în fuste? Da, e bună asta. Probabil că fustele au fost mai bune pentru fete. Așa trebuie să gândim, că ne putem bate cu oricine. Dar atunci, la momentul respectiv, am avut acea deplasare lungă la Brăila, un meci de campionat foarte greu, pentru că Brăila este o echipă foarte bună. Am jucat miercuri la Brăila, joi, toată ziua am călătorit, am ajuns undeva la 11-12 noaptea în Metz. Debutul, cu toate că am transferat niște jucătoare de nivel mondial, campioane mondiale, campioane olimpice, jucătoare de top. De la fel de la sunt și jucătoarele de la HCM Baia Mare. Sigur, nu putem să... Eu spun că mă așteptam la o creștere a experienței și a valorii, să nu mai fie speriate în secunda în care debutează în Champions League. Să nu aibă emoțiile... Să fie ca acasă. Să fie liniștite, să fie calme. Probabil că emoțiile au, pe lângă oboseală acumulată, emoțiile de debut. Deci eu scriu emoție, oboseală. Oboseală și ghinion. Și ghinion. Pentru că dacă ne uităm la prima repriză, când ai trimis balonul de 7 ori în bară, Spune și de contraatacuri. Am avut 5 contraatacuri de 1-1 ratate și 3 de 7 metri. Iar la pauză conduceau Metzul cu 13-10, 3 goluri. Eram în joc, cu toate acele... Da, toate, trei goluri în handbal. Dacă intrau din ele jumătate, eram la pauză, conduceam noi. Atunci explicați-mi, deci am scris emoție, oboseală, ghinion. Ce cuvinte mai rămân valabile la meciul de la Baia Mare cu Larvik, când 7-7. Sau 7-7. Hai cu Larvik, iar este ceva ce nu pot să... Să-mi explic. Adică mai pot, cuvântul emoție mai poate să rămână? Când? Cuvântul oboseală nu poate să rămână. Luciana Marin, executant perfect, da. Zic eu. Elisei,
Perfect. Don Nascimento n-are eu să mai vorbim. Da, Don Nascimento este considerată cea mai bună aruncătoare de 7 metri din lume. Și am ratat 7 Davidenko. Din 7. Davidenko. Și am ratat 7 din 7. Putem vorbi la Don Nascimento de ghinion? Nu. La Elisei putem vorbi de ghinion? Nu, Elisei a dat un gol și la următoarea fază a văzut-o ieșită pe porteriță și a fost convinsă că e de boltă. Eu am vorbit cu fetele după ce s-a întâmplat la executare. Și Alice a fost convinsă, s-a uitat la porteriță. A fost un moment extrem de fiziologic la aruncarea lui Elisei. Elisei? Da, exact în momentul în care arbitrii au acordat 7 metri, au cerut să intre, să șteargă terenul. Așa. Și dacă o să vă uitați pe reluare, veți vedea că Alice ține mingea în mână, ceva de genul ăsta. Mingea stă aici. Da. Și se uită la portar. Intenția ei era clară de a da lobul plecând de aici. Da. Portarul a citit-o, pentru că a stat foarte mult cu mingea așa. În cele 30 de secunde cât a fost time-out-ul, cât s-a șters terenul, cât a... experiența portarului de la Larbic, nu este un portar de aici și de acolo, a citit-o și în momentul în care se ia la mingea și s-a să dea, ea a ieșit mult în față, după care a făcut imediat pasul spate. În secunda în care Alice a dat drumul la minge, ea era acolo. La aruncarea respectivă. Iar la Luci Marina, o execuție incredibilă. Primul 7 metri de drumul la minge, moarte portărița totală, adică n-a avut niciun gest și lovește bara. Ele două, dacă intrau, puteau la un gol. La poveștile lui Pilu, erou de poveste a fost și la Scărpană, ce poate să însemne egal handbal la Baia Mare. Absolut. Și vorbeam cu Nea Lascăr și îl întrebam despre proiectul HCM Baia Mare, proiectul CSM București. Pare identic cu HCM Baia Mare. Jucătoare din străinătate, dar cu experiență și la o echipă și la cealaltă. Da. Seamnă. Jucătoare din România cu experiență și la o echipă și la cealaltă. Da. Luate pe posturi doar... Diferența dintre ceea ce înseamnă astăzi HCM Baia Mare și CSM București este puțin diferită datorită faptului că noi avem o tradiție în handbal. Lucrul acesta este extrem de important la nivel de susținere emoțională, suporteri, nici nu se pune tot ce trebuie. Ei au o susținere financiară fantastică, neavând în spate un asemenea... Corect. Cum să spun? O asemenea ambianță, un asemenea suflet mare, mai mare pentru handbal. Și mai diferă din faptul că noi avem un lot foarte mare, omogen, aproape egal post pe post. La CSM București există o primă linie de 7, foarte valoroasă, cu jucătoare foarte bune, iar diferența dintre cele 7 și următoarele este destul de mare. Ce s-a întâmplat, Doamne ferește, cu CSM București, nu le doresc lucrul ăsta, să fi trecut prin situația prin care trecem noi astăzi. Noi avem astăzi foarte multe jucătoare accidentate. Da. Foarte multe jucătoare cu probleme. Și dacă le-am luat pe fiecare pe post, o să vedeți că am avut înaintea meciului de la Larbic 10. 10 din 22. Din primul 7, cred că 3... Geiger, Davidenko nu a jucat, și... Ada Nechita s-a accidentat. Fostă jucătoare în visății. Don Nascimento n-a jucat. Luci Marin cu probleme, Eliza cu probleme. Deci, dacă stau, Laura Oltean, Laura Oltean a capotat exact înaintea meciului de la Metz, la Brăila. Abing, Geta din Ișvârtic, cu un pilon al apărării noastre. A fost o lovitură acolo. Plus Timea Tătar, care s-a lovit. Ce se întâmplă? Noi avem bancă. Asta e avantaj al nostru și asta e diferența dintre noi și CSM București în acest moment, din acest punct de vedere. Baia Mare are un centru de copii și juniori ca oraș foarte puternic. Noi nu suntem adepții a avea un singur club și toți copiii să joace la noi. Așa. Pentru că dispare area de selecție. În punctul meu de vedere, faptul că în Baia Mare sunt 5 cluburi sportive, care acudună și numai copii și juniori. Numai copii și juniori. Pe noi ne ajută ca și entitate de seniori. Atât dumneavoastră colaborați cu toate. Cu toate. Tot ce-i vârf vine la noi. Și atunci, în momentul în care am avea doar noi clubul, gândiți-vă că sunt campionate de junioare 4-5, 5-4-3-2-1. Acolo, dacă noi am avea o echipă. Într-o echipă poate să fie 14-20 de jucătoare, din care 7 joacă, rezerve, nu știu ce. În Baia Mare este o grupă cu echipe din Baia Mare și la nivel de juniore 3 vine o echipă din Zalău sau la nivel de juniore 2 vine una din Cluj. În rest, toate celelalte 5 sunt echipe din zonă.
Extrem, Marta, CSS, Academia de Handbal, HCM Baia Mare cu două echipe. Iată că area de selecție a crescut de 4 ori. 4 jucătoare pe același post, poate să fie 5 jucătoare bune pe același post care să joace meci de meci. Și din cele 5 să iei una. Hey, aici, aici merge HCM și suflet, merge HCM și business. Exact, pentru că luând tot ce e bun doar la noi, îngrop celelalte cluburi și munca acelor antrenori care asta știu să facă. Un Marta, un CSS, un Extrem, Academia de Handball. Ăștia știu să crească copii, ăștia știu să-i găsească școli. Ăștia au rezultate cu cluburile lor. Sunt campioni naționali, sunt vicecampioni naționali. Uitați-vă la băieți, de exemplu, Academia de Handball distruge tot până acum. Extrem câștigă campionate după la campionate. Junior. Și acum vreau să cei de acasă să înțeleagă proiectul HCM Baia Mare. La felul cum dumneavoastră v-ați organizat, să înțeleg că peste 6-7 ani, când mă uit pe lotul HCM Baia Mare, din 21 de jucătoare, 11 sunt din străinătate, să înțeleg că cele 11 vor fi 3 sau 4, dacă vă uitați bine și începând din în acest moment, HCM Baia Mare deține încă o echipă dată împrumut. De jucătoare tinere. Să le luăm de la Craiova. De la Craiova, peste tot împrumutate jucătoare care joacă. Avem jucătoare tinere care vor semna cu noi. Păi sunt ale HCM Baia Mare. Exact, nu. Și altele, pe lângă astea, iată, dovadă este Zanfirescu, pe care Zanfirescu am luat noi de la Ploiești, a semnat cu noi 4 ani și am lăsat-o să joace la Craiova. Pentru că obiectivul nostru este ca peste un an să vedem care dintre ele a crescut, cum a crescut, dar în mod normal, peste 2 ani de zile, toate aceste jucătoare trebuie să fie de bază în echipa HCM Baia Mare. Toate sunt cele mai bune pe post la nivelul lor de vârstă. Nu cred că în România există astăzi două extreme stânga mai bune decât Ana Maria Tănăsie sau Andra Maior Pașca. Care sunt extremele care sunt noastre, jucătoarele noastre, una joacă la Craiova și una joacă la... Aici, la aproape. Deci, iată că noi ne gândim la perspectiva asta și o să mai vedeți în perioada imediat următoare încă anumite achiziții de jucătoare tinere. Sigur că urmărim tot ce se întâmplă la nivel de jucătoare care au câștigat campionatul mondial, de junioare. Ne-am uitat, la asta o să mă refer când o să vedeți câteva jucătoare care vor veni spre Baia Mare, tinere, cu care noi am discutat și pe care probabil... într-un timp relativ scurt, undeva în această perioadă, le vom și anunța. Ați vorbit de Centrul de Copii și Juniori. Liga Națională, acum 14 echipe. Între Liga Națională, ca valoare pentru echipe, pare că este un gol până în Liga a doua de valoare. Este un gol și este foarte gândiți-vă important. Gândiți-vă că la băieți... Liga de 14 echipe. De 13, că sunt 13, de ce? Pentru că una a refuzat. Da. A fost invitată o altă echipă, ce a refuzat și aceea. Mă sperie pe mine, suporter. Da, eu cred că totuși s-a exagerat puțin cu aceste 14 echipe. Mi-aduc aminte perfect anul acesta, primăvară spre vară, când s-a dorit această schimbare pentru a salva anumite echipe. Hai să fim serioși, că nu s-a gândit acest proiect ca să dezvolte handbalul, ci au fost la momentul respectiv niște cutume și niște lucruri lăsate în dorul legii și niște obligații, nu știu de unde și ce, și până la urmă s-a mers pe sistemul acesta cu 14 echipe ca să fie salvate unele echipe. Nu mai are importanță. Din punctul meu ajută de vedere, Liga Națională 14 echipe? Asta nu ajută. Nu ajută. Din punctul meu de vedere nu ajută. Nu. Și vorbește echipa ce conduce în clasament. Da, da. Da, sistemul play-off ajută? Că sunt 14, că sunt 12 echipe. Sistemul play-off e extrem de ciudat. Se poate să... Pentru că, să știți, i-a reproșat președintele federației, mi s-a părut ciudat că între meciul 2 și 3 să fie o singură zi. Da, și să joace pe terenul celei de-a doua. Gândiți-vă că o echipă ce nu are bancă... Mie mi se pare extrem de ciudat cum s-a desfășurat, de exemplu, anul ăsta, care s-a încheiat recent. Zice sistemul cel mai bun din trei meciuri. Din trei jocuri. În momentul în care ai jucat acasă, ai câștigat și te-ai dus în deplasare și ai făcut egal, nu mai conta ultimul meci, de ce? N-am înțeles chestia asta. N-am înțeles cum s-au calificat unele echipe cu un egal și o victorie.
Pentru că spune cel mai bun dintre trei meciuri, poate să ai două victorii. Două victorii. Pentru că dacă ai câștigat primul meci, ai făcut al doilea egal și îl câștigi pe al treilea, este două meciuri, unul câștigat, unul egal, unul egal. Așa, în 1,5 la 1,5. De ce să nu s-a jucat al treilea, n-am să înțeleg niciodată. N-am să înțeleg niciodată. Probabil că în mintea celui care ieșe la competiții, asta înseamnă un egal și o victorie, ești mai bun în două meciuri. Așa s-a decis. Din punctul de vedere, prost. Fenomenal, mă. Haideți să mergem la proiectul HCM Baia Mare. Știu cine este în spatele acestui proiect și n-aș vrea să transformăm dialogul într-o chestie politică, dar no, este, abordăm. Da, este într-adevăr o poveste. O poveste. Păi, hai să vă spun o poveste ce înseamnă proiectul HCM Baia Mare și susținerea lui. Este clar că acest proiect a urcat la un nivel superior în momentul în care a ajuns primar Cătălin Cherecheș. Și nu mă interesează politic să vorbim în locul acesta, ci vorbim strict din punct de vedere al iubirii față de Harvard. A fost ales prin Facebook? Că se practică acum. A fost ales 87%. Acum, până la urmă, că pe Facebook sau că pe ne-Facebook, nu știu. Nu, că e la modă și de ce vreau să știu. Cred este că a fost ales. Cătălin Cherecheș, când era copil, putem spune că a învățat să iubească handbalul de la Neapana. Iar lucrul acesta nu știu foarte mulți oameni. Neapana, când mergea cu Minaul în deplasare, de fiecare dată când echipa se întorcea din străinătate, de la meciuri oficiale, din turnee de pregătire, din lume, trebuia să aibă în geantă pentru Cătălin o ciocolată, o bomboană, ceva. În secunda în care afla Cătălin că a venit domnul profesor Pană cu echipa acasă, urca pe bicicletă și dădea ture în jurul blocului să-l vadă. Neapana îl vedea, îl chema sus și dădea o ciocolată. Răsplata. Din acel moment, Cătălin a început să-i curgă printr-o mână handbal. Ciocolată de la dulce. Exact. Atunci a început. A avut contacte cu echipa și prin tatăl lui, care a fost sponsor al echipei. A fost într-un contact direct și permanent. Deci, practic, el, de la vârsta aia, fără să știe vreodată că va ajunge primar, sau fără să se gândească, iuba handbalul. În momentul în care a ajuns primar, avem parte și noroc și de un consiliu local foarte tânăr, foarte bun, deschis înspre sport, să-ți creeze o imagine în exteriorul țării, cea mai bună modalitate în ziua de azi sport. Este sportul. Peste tot în Europa se vorbește de Baia Mare. Sunt lucruri și imagine și lucruri pozitive pentru Baia Mare. Este foarte greu să transferi niște jucătoare și ne-am trăit asta pe pielea noastră începând de anul trecut. Cam acum un an am început negocierile cu jucătoarele pe care am dorit să le aducem la Baia Mare. Au fost două povești urâte în spate, în de-a lungul timpului, la nivel de România, în handbal. A fost foarte greu să spargem un baraj și să oferim garanții, certitudine, încredere celor pe care vreau să le aducem la Baia Mare. Era o reținere. Baia Mare. Ce-i Baia Mare? Cine-i Baia Mare? Unde-i Baia Mare? Ce să facem la Baia Mare? V-a inspirat puțin proiectul Ghior? Când ați construit proiectul? Când ați lucrat la proiectul? Sigur, noi avem o relație de prietenie foarte veche cu Ghior. Eu mă refer la ceea ce înseamnă Gheorbiț. La business. Pentru că oricât am vorbit de sport, nu poți să aduci pe Don Nascimento, cea mai bună extremă din lume, să-i oferi mămăligă cu brânză în straturi, în Maramureș. Știți cum este? Când am adus-o pe sau în parcul Stropșală. Când am adus-o pe Don Nascimento, am adus-o după 11 ani la Viena. De la Hippo, corect, așa este. Și a stat în Viena. Și acum comparăm orașele. Nu mai gândim la echipe. Că handbalul joci. Și în momentul în care ai stat 11 ani în Viena și zici, hai de la Baia Mare. Și stat aia s-a uitat la mine și a zis, câți locuitori ai ori Baia Mare? Unde-i Baia Mare? Dar știi că ai jucat cu noi în Baia Mare, ai fost, țin minte publicul, știu tot, știu distanța de la hotel la sală. N-am apucat să văd, nu știu ce e acolo, ce e acolo, ce mâncare aveți, exact cum întreb, ce mai. Și am zis, haide la Baia Mare, vezi ce înseamnă Baia Mare. Același lucru l-am făcut și cu Herăm, haide până la Baia Mare, vezi Baia Mare. Lucrurile s-au schimbat radical după ce au intrat în orașul nostru, au văzut ce avem, au văzut ce mâncare avem, au văzut unde stăm, da, au văzut. Dar vorbiți de două jucătoare ce au venit complete, adică familia. Haideți să-mi spuneți o jucătoare ce nu este cu familia aici. Toate au venit complete cu familia. Băi, soțul joacă la... Bun, dar au venit soții și stau cu ele. Aia? Uite, domn Davidenko, soțul David... i-a lucrat în cum poliție. A acceptat Davidenko să joace în România? Știți că jucătoarele din Rusia nu prea... Davidenko și Makeeva și Anasen. Anasen până la urmă a renunțat contractul 99,9% semnat, a plecat la Ghior, pentru că a ales Ghiorul. Însă Makeeva nu a renunțat cu toată oferta de la Ghior și a rămas la Baia Mare. Pe Skype. Pe Skype, la povești, la v-am discuții. V-am spus la început că Skype-ul... Da, impresarul lor, Alex Krasnic, care e un prieten foarte bun de al nostru, de al clubului,
a intermediat o discuție pe Skype pentru că el n-a reușit să le convingă pe propriile lui jucătoare să schimbe, să vină în România. Și după, eu am stat cu ele și cu Daniel Cotez, colegul meu director sportiv, am stat cu ele de vorbă de 3 ori câte 10 minute și au semnat cu HM Baia Mare. În proiectul HM Baia Mare există proiectul unei noi săli? Există discuții și așteptăm acum, din ce am înțeles eu de la administrația locală, de la primărie și consiliul local, se dorește trecerea în patrimoniul municipiului Baia Mare a sălii sporturilor. Noi am făcut niște studii, am vorbit cu niște arhitecți și am întrebat dacă s-ar putea da jos pereții din spatele porților. Să se construiască peluze, 750 de locuri într-o parte, 750 în altă. Cel mai trist va fi la Scărpană, că mișcați clădirea în altă parte și ce nu mi-ai dat exact. Exact, tot la Scărpană 2. La Scărpană 2. Nu, dar dacă va trece în administrația comunității locale, acest proiect poate fi viabil și dacă îl mărești cu 1500 de locuri, cred că este o sală suficient de mare pentru Baia Mare. Are Cluj una de 7000 și... Și e foarte frumoasă. E foarte frumoasă și dacă nu faci concerte, nu știu la ce mai folosești. Având în vedere că suntem la o emisiune de televiziune, nu, vă rog să nu mă provocați. Păi nu știu, să nu mă provocați. Acum, din păcate, am pierdut Final Four-ul, am vrut să-l organizăm, n-am știut dacă va fi gata în timp. Am avut o garanție la Cluj, noi am vrut să ne depunem dosarul. Chiar am discutat cu domnul primar, cu Cătălin Final Four-ul feminin, pentru că cel de băieți e cumpărat de la Cluj. Cu s-a discutat cu toată lumea, la momentul respectiv, cred că și cu domnul primar din Cluj, al vostru. Nu știu, nu vreau să vorbesc. Nu știți numele? Ba da, știu cum îl cheamă, pe Emil Boca, ar fi fost culmea. Nu știu dacă s-a discutat și cu dânsul. Însă a fost o discuție de ansamblu, că dacă totuși se termină sala... Să-i spun, domnul Boc, era o glumă. Să încercăm să aducem Final Four-ul aici la Baia Mare. N-am avut timpul suficient ca să depunem candidatura și am mai luat-o Budapesta încă pentru 2 ani. Însă, ca și caracteristici ale sălii, ca și ansamblu, ca și tot, Clujul putea da foarte bine să se bată cu Budapesta. Om încerca peste 2-3 ani. E perfect. Ajungem la o chestie ce mă interesează foarte mult. Bugetul. Bugetul în echipe, cu un proiect de anvergură, ce finalitatea înseamnă Final Four, și vorbeam mai de mult o altă poveste cu Vlad Caba, zic, ce înseamnă pentru echipă de handbal, fie ea feminină, fie ea masculină, el spunea, Pilu, contează foarte mult să ne vadă Europa. La nivel de echipe de club e important să ne vadă Europa, lucrul ce l-a și confirmat dumneavoastră. Corect. Dacă puteți să ne dați în cifre sau să ne apropiem cu gândirea ce înseamnă bugetul unei echipe de Final Four, pentru că, cu tot respectul jucătorilor din România, nu orice jucătoare poate să ajungă acolo. Depinde și cum construiești bugetul, pentru că sunt construcții de buget diferite. Noi avem probabil o construcție de buget diferită față de alte echipe. Noi avem un plafon de salarii la care nu ne abatem, care nu sunt maximale, în schimb avem un sistem de bonusare foarte performant. Un sistem de... De bonusare. Adică de prime. Un sistem de prime... Prime de joc, prime de obiectiv. Legate strict de performanță și de ce se întâmplă în jurul echipei. La noi, dacă să ajungem... Deci, stil pachet. Pachet. Stil pachet. Exact. Pachet pe echipă, pachet X lei pentru victorie în meciul respectiv. Acei X lei se împart la cele 16 jucătoare de pe foaie și cei doi antrenori cu masări, cei 20 de nu contează, oameni staff, care stau pe bancă. Stafful ce... Funcție de cum a jucat fiecare. Poți să fii cel mai bun jucător din lot, cel mai titrat, cel mai performant la nivel mondial și să ai cea mai mică primă pentru că ai fost cel mai slab astăzi. Sau poți să ai cel mai mic salariu din echipă și să ai cea mai mare primă pentru că ai fost cel mai bun astăzi. Ori lucrurile acestea le motivează pe fetele noastre, lucrurile acestea le fac să joace și lucrurile acestea este mai benefic. Pentru că este a da salarii înseamnă liniște. Însă a da salarii foarte mari înseamnă ce? E da salariul are sau nu are performanță. Înseamnă și mai mare liniște. Dar înseamnă liniște pentru jucător. Corect. Unde îl prinzi pe jucător și cum îi spui jucătorului că îi tai din salariu? Nicăieri în contract n-ai voie să faci chestia asta. Decât dacă ai anumite clauze de inventat și de nu știu ce și regulamente de ordine interioară. Cum era în epoca la Scărpană, tot buzunarul la patronul de trin era ars. Stângeau voie să țigări. Exact. Și atunci am gândit acest sistem care, din fericire pentru noi, este funcțional, la care și fetele care au venit în acest moment din străinătate s-au adaptat imediat. Al minte nu le-aș fi văzut în sală. Sunt jucătoare care, credeți-mă,
au salarii mai mici decât foarte multe jucători din România. Aici nu știu câți conducători de club din România o să mă creadă. Vă pot garanta eu. Pentru că sunt... De ce după emisiune am să strucot contractele și am să vi le arăt personal. Două, trei contracte și am să vedeți că am dreptate. Nu, sunt conducători de club sau sponsori, și nu mi-e jenă sau prima televizor, ce cred că cu 50.000 de euro se ține o echipă de Liga Națională. Cu 50.000 de euro? Nu, am spus foarte clar, pe echipă. Pe an? Pe an. Și le-am spus, da, banii sunt îndeajuns pentru da, achiziționarea de... Deci ei, un buget normal pentru ceea ce înseamnă echipa noastră cu obiectivele de Final Four, de Final Four, campionat, Cupa României, Final Four. Final Four, se ridică undeva la, între la 1.700.000 de euro. La majoritatea echipelor de volei, basket, handball, sporturile de sală, Consiliul Local Ț. La un moment dat, sistemul de finanțare din partea Consiliului Local se va termina. Ce se întâmplă atunci? Ar fi cea mai mare prostie la nivel național, pentru că fiecare ce se întâmplă dintre comunități are nevoie de sport. Ce se întâmplă în momentul respectiv? Când pică tot? Va fi un colaps la nivel național, pentru că în proporție de 99%, toate echipele din orice sport în România ați văzut? Au susținerea financiară din partea comunităților locale. E, interdicția sau imposibilitatea de a mai finanța echipele de sport va fi o cădere totală a sportului la nivel național. Se va termina. Nu știu, o să rămână handball-ul... Dar atunci eu pot să fiu obraznic să vă întreb, până acum ce ați făcut? N-ați căutat soluții să fiți acoperiți de depinde. Apariția acestei... Sigur, e foarte important și ce va fi la momentul respectiv, pentru că picând toate echipele, bugetul construit de o echipă nu este în exclusivitate finanțat de către comunitate locală. Există și o parte care vine de la sponsor. Undeva la 30, 20, 40, în funcție de fiecare club. Cel mai mult știți cine se bucură la faza aceasta? În handbalul masculin? Nu. O doar că eu secuiesc. 95% banii vin din bani privați. Din bugetul unei echipe. Bravo, nu. Da, dar rămâne o singură echipă, ei cu cine se joacă? Păi aia spun și eu. Sau rămân, sau jucătorii și jucătoarele din orice sport la acel moment vor accepta o altă plajă de salarii. O altă grilă de salarizare, un alt nivel sau orice. Da, dar atunci nu vom răsplăti valoarea. Atunci nu vom avea performanțe de Europa. Într-un minut aveți o poveste frumoasă pe care nu știm din turneul ăsta, din grupa cu Supermarket Ljubljana, Metz. Să ne spune și nouă. Poveste frumoasă. Ce poate fi spusă pe micul ecran? Nu este, n-a fost o poveste frumoasă, exceptând probabil... Am două exemple de interesante. La deplasarea de la Metz și la deplasarea de la Lublin a venit și galeria și Simi Marcovic, toată lumea știe pe șeful galeriei noastre. Lingurile de lemn. Lingurile de lemn, exact cum se numește asta. Și la un moment dat eram pe marginea terenului, atât la Metz, repetitiv la Lublin, și Simi apare din tribună, pe marginea terenului, vin bodyguards-ii lor și îl întreabă, ce cauți mă aici? Știe toată România pe Simi. La care el scoate de sub plover un ecuson de oficial organizator al meciurilor noastre de acasă. Însă pe ăla nu scrie meciul, scrie doar grupa D și toate cele patru echipe. În momentul ăla arată la respectiv și zice, păi cum domnule, eu sunt organizator. Scrie organizator pe el frumos și au cerut aia, scuze, stătea Simi pe marginea de lemn. Iată că se descurcă Simi românul oriunde. Oriunde. România lucrului bine făcut, apropo de ce se întâmplă. S-a obligat să închei. Vă mulțumesc. Dragilor și dragilor, merită să veniți la o finală când va fi o sală perfectă pentru Baia Mare. Am fost acasă la Liviu Bala, HCM Baia Mare și așa cum vă spun eu întotdeauna, nu uitați, faceți sport! We'll be right back.